Care sunt cele mai frecvente afecțiuni respiratorii întâlnite la copii? Cu ce vă confruntați cel mai des în cabinet? Frecvent în clinică și cred că pe tot parcursul acestor perioade de octombrie, februarie, deci sezonalitatea este frecventă pentru infecții respiratorii de căi superioare, în principal. Și părinții se adresează unei de la primele simptome, sunt infecții de căi respiratorii superioare, de tipul rinitelor, rinofaringitelor, deci vestitul guturai, otite medii, otite catarale foarte multe, unele însoțite de sindrom febril prelungit sau nu. Deci sunt foarte multe episoade virale, sinuzite de asemenea, produse de diverse afecțiuni virale. Ce pot face părinții pentru a-i proteja pe cei mici de răcelile de sezon sau de virozele care au loc, care apar acum? Da, într-adevăr, părinții sunt principalii vizați în a acorda așa numitul primul ajutor sau prima măsură de prevenție la domiciliu. Și în primul rând este vorba de nivelul de activitate al copilului, fie că e sugar, copil mic sau copil instituționalizat în grădinițe sau școli. În principal sunt măsuri de toaletă riguroasă, igienă riguroasă, fie la școală, fie acasă, mare grijă în parcuri, acolo sau în spațiile de joacă, aglomerații, spații deschise, închise, vestitul, introducerea mânuțelor în guriță, mai ales la copiii mici. Sunt diverse virusuri care au foarte mare tropism digestiv și care, din păcate, se manifestă prin infecții, în principal, la început, prin infecții respiratorii. Deci, spălatul pe mâini, vaccinarea copiilor la timp, un program normal de viață, odihnă și alimentație, mai ales în perioada asta de iarnă prelungită, primăvară, când neapărat suplimentăm consum de fructe, de legume, la indicația medicului se pot administra diverse imunostimulante pe perioade scurte de timp, în funcție de evoluția somatică a copilului. Și, evident, la primele semne de boală, știu și eu, rinoree, febră, vărsături, se vor adresa părinții medicului curant. Care sunt cele mai frecvente greșeli care le fac părinții când vine vorba de răcelile copiilor? Da, ne confruntăm într-adevăr cu administrări frecvente de antibiotice încă din prima zi de apariție a sindromului febril, chiar la primul episod de febră documentat sau nu, părinții pot lua sau nu temperatura cu un termometru, gest destul de puțin utilizat în România, și atunci părinții administrează, evident, un antibiotic. Ulterior se produce consultația la medicul pediatru sau la medicul de familie, când deja copilul deja și începe un tratament. Și atunci investigațiile care urmează se supun acestor prime greșeli. Ce trebuie să facă părinții la primele semne ale unei afecțiuni respiratorii? E foarte important pe diverse categorii de vârstă. Dacă ne referim la un nou născut care este alăptat sau care are o alimentație artificială, relația mamă-copil sau aparținător-copil trebuie să fie destul de strânsă, să alăptăm copilul în continuare sau să-i oferim un număr de mese în cantitate mai mică și mese dese regulate, să luăm temperatura copilului. La copiii mai mari trebuie hidratați corespunzător și feriți de aglomerații, de spații închise, în episoadele când într-adevăr înregistrăm un episod respirator de diverse cauze.